chiar în sala de vis-a-vis și îmi dădea cu creionul peste deget. Zamfiri, ți-a zis, nu așa, gama mi major, nu este poi așa, așa. Acum 6 decenii, Gheorghe Zamfir călca prima oară pragul Colegiului Național de Artă din Ulipati. Băteau ei cu pernăgheram. Nu, e adevărat, el era șeful. Era șeful pădormitor. Da, era șeful. Erau 30 de aici. Cu surprindere a descoperit că școala care l-a format ca mare muzician nu s-a schimbat foarte mult. Exact aceeași domnului. Și aceleași instrumente muzicale. Exercițiu și mult talent. Aceasta este rețeta succesului pentru Gheorghe Zamfir. Și-ar dori ca elevii talentați de acum să beneficieze de cele mai bune condiții și știe ce înseamnă să aibă un instrument bun. Chiar dacă este maestrul naiului, Gheorghe Zamfir a cheltuit aproape 90.000 de mărci acum 10 de ani pentru un pian. Eram fericit, plângeam, dormeam pe el, puneam capul, sărutam. Era ca o ființă, era ceva extraordinar. Ar vrea ca elevii să simtă aceeași bucurie. S-a alăturat campaniei un pian pentru Dinu Lipati și nu numai el. Violoncelistul Marin Cazacu și flautistul Cătălin Oprițoiu sunt nume mari educate la Colegiul Dinu Lipati. Noi le spunem, când spunem de instrumentele de coardă, eu sunt violoncelist, scândurele. Pentru că dacă le pui în concurență sau în competiție cu ceea ce li se oferă altor tineri de aceeași vârstă din alte zone ale lumii, suntem atât de în urmă că ne și gândim cum de este posibil. Asta e doar în teorie, că românul poate face performanță. O să luăm o cursă de mașini. Cât de bun poate fi acel pilot ca să concureze pe o mașină foarte slabă? Aceasta este diferența între elevii români și cei străini, iar talentele noastre au nevoie de o șansă, adică un pian de calitate. Campania elevilor de la Lipati este susținută de Fundația Mereu Aproape, Arc România, Telecom, Orange și Vodafone prin platforma Donează Mai Simplu.